În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși părinți, preacucernice părinte, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Evanghelia Duminicii, numită Duminica Orbului, continuă șirul Evangheliei din perioada de după Sfintele Paști, în care ni se prezintă o mulțime de vindecări săvârșite de Mântuitorul Hristos, ca să înțelegem puterea Lui mântuitoare și dătătoare de viață. Evanghelia din Duminica Orbului pune în contrast izbitor lumina pe care Mântuitorul o dăruiește acestui orb din naștere, făcându-l să vadă, și invidia întunecată a fariseilor care nu-L iubeau pe Iisus când El îi vindeca pe cei bolnavi. Scopul Evangheliei de astăzi este acela de a arăta că uneori mai ușor îl mărturisesc orbii din naștere pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, decât cei care, deși văd cu ochii trupești, nu cred în El. Cu alte cuvinte, Evanghelia ne arată că mai mare boală este necredința sau orbirea duhovnicească decât orbirea trupească, și că mai ușor se vindecă cineva de orbire trupească decât de orbirea sufletească a necredinței. Orbul despre care vorbește Evanghelia de astăzi nu a cerut nimănui să-l vindece. El a fost doar observat de Mântuitorul Iisus Hristos și de către ucenicii Săi, care L-au întrebat pe Iisus dacă este orb pentru că a păcătuit El sau părinții Lui. Iar Mântuitorul a răspuns că nu a păcătuit nici El, nici părinții Lui, ci s-a născut orb ca să se arate în El lucrarea Lui Dumnezeu. Într-adevăr, prin vindecarea acestui orb s-a arătat lucrarea Lui Dumnezeu, și anume că Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, este Făcătorul Lumii și că tot El este și Lumina Lumii, adică sensul ultim al vieții și dătătorul vederii trupești și duhovnicești, care se numește credință. El este izvorul luminii celei văzute cu ochii trupești și al luminii celei văzute numai cu ochii sufletești ai credinței. Mântuitorul Iisus Hristos a scuipat în țărână și a făcut tină spre a unge ochii orbului. Gestul Mântuitorului arată pentru cât El este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, care la facerea lumii s-a plecat și a luat țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață, tot El poate reface acum natura umană care a devenit infirmă, neputincioasă și suferindă. După ce i-a uns ochii cu tină, Iisus l-a trimis pe cel orb la scăldătoarea Siloanului, nu pentru că era acolo apă miraculoasă, ci l-a trimis din două motive. În primul rând, ca să vadă ascultarea și credința orbului. Iar acesta s-a dovedit mai ascultător și mai credincios decât unii care aveau vedere fizică, dar nu aveau și vedere duhovnicească. Orbul nu a întrebat, cine mă va duce până acolo dacă eu nu văd? El nu a întrebat, de ce trebuie să merg la scăldătoarea Siloamului? El nu a arătat nicio ezitare, ci a făcut ce i s-a cerut, adică a mers îndată acolo unde a fost trimis. Nu știm cum a ajuns El acolo, cine L-a ajutat, părinții sau vreun apropiat, sau mai degrabă a mers până la scăldătoare și a găsit-o prin însăși puterea Cuvântului Mântuitorului. Al doilea motiv pentru care L-a trimis Hristos pe cel orb la scăldătoarea Siloamului, este ca să vadă cât mai multă lume că El a mers la scăldătoarea Siloamului în timp ce era orb. Ochii Lui, fiind acum acoperiți cu tina, atrăgeau și mai mult atenția mulțimii că este nevăzător. Dar după ce s-a spălat, împlinind cu multă smerenie și multă credință ceea ce Iisus i-a poruncit, orbul din naștere s-a vindecat. A devenit văzător. Iar multă lume care L-a văzut, L-a recunoscut. Deci orbul a fost trimis de Hristos la scăldătoarea Siloamului. Siloam care înseamnă trimis. Pentru ca mai apoi
El însuși, orbul, să devine un trimis și mărturisitor al lui Hristos printre iudei. Vedem aici lucrarea minunată a Mântuitorului care folosește chiar și oamenii firmi sau bolnavi ca să-i mărturisească dumnezeirea Lui, în timp ce unii oameni sănătoși, care se cred desăvârșiți, se împotrivesc și refuză să recunoască prezența și lucrarea Lui Dumnezeu. Sfinții părinți au înțeles în mod simbolic scăldătoarea Siloamului ca fiind o preanchipuire a tainei Sfântului Botez, care dăruiește lumină celor ce se botează. Din acest motiv, botezul a fost numit în primele veacuri Sfânta Luminare. Iar până astăzi, în rugăciunea Bisericii Ortodoxe, se spune celui nou botezant: botezantu-te-ai, spălantu-te-ai, curățitu-te-ai, luminatu-te-ai. Deci, în această spălare a orbului din naștere, în scăldătoarea Siloamului, avem mai multe înțelesuri duhovnicești. Minunea cea mare a fost tocmai faptul că un orb din naștere a început să vadă și să mărturisească adevărul că un om cu numele Iisus i-a pus tină pe ochi și l-a trimis la scăldătoare. Acesta este cel ce l-a vindecat de orbire și i-a dăruit vederea. Dar pe cât era de mare bucuria acestui orb din naștere care a fost vindecat, prin iubirea plină de milostenie și de milostivirea Mântuitorului, tot atât de mare devenise și invidia cărturarilor și a fariseilor, care cârteau și defăimau pe Iisus întrucât a săvârșit sâmbăta această vindecare minunată. Evanghelia de astăzi ne prezintă pe larg convorbirea dintre Mântuitorul Iisus Hristos cu acest orb și apoi convorbirea dintre orb și farisei cărturari, care fiind invidioși pe Iisus au mâniat pe orbul vindecat. În cele din urmă vedem cum orbul fusese vindecat, devenise mărturisitor al puterii vindecătoare a lui Hristos. Atât de insistent, încât încearcă să-i lămurească pe farisei despre puterea lui Iisus, zicând că Iisus, dacă nu ar fi de la Dumnezeu, nu ar putea face minuni. Deoarece dacă ar fi un om păcătos, Dumnezeu nu l-ar asculta. El le mai spune: voi nu știți de unde este El, adică de unde vine puterea Lui făcătoare de minuni. Prin urmare, dacă Iisus n-ar fi fost trimis de la Dumnezeu, n-ar fi putut face această minune. Văzând fariseii că orbul devine mărturisitor al lui Hristos și posibil ucenic al Lui, l-au ocărât și l-au dat afară din sinagogă. Însă după aceasta a fost ocărât, după ce a fost ocărât și dat afară, pentru că devenise mărturisitor al puterii vindecătoare, Mântuitorul l-a întâlnit pe cel vindecat și i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar el a întrebat: cine este ca să cred în El? Iar Mântuitorul i-a răspuns: cel pe care îl vezi în fața ta. Iar orbul a mărturisit și a zis: cred. Și s-a închinat lui. Iar orbul a mărturisit și a zis, mărturisind puterea vindecătoare a lui Iisus Hristos, putere vindecătoare de orbirea trupească, ajunge și la mărturisirea dumnezeieștii lui puteri, întrucât crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, orbirea spirituală ca incapacitatea unor oameni de a recunoaște minunile lui Iisus, prezența dumnezeirii, care vindecă natura umană de păcat, boală și de moarte, se manifestă și astăzi în mai multe forme. Ateism sau ostilitate față de religie, indiferență față de valorile credinței, diminuarea vieții duhovnicești până la uitare de Dumnezeu și de biserică. Însă adesea oamenii care au trecut prin suferință și au cunoscut ajutorul lui Dumnezeu, vindecarea și eliberarea de boală, sporesc în credință și în dragoste de Dumnezeu. Desigur, este mult mai bine să ne întărim în credință fără suferință, prin rugăciune și prin fapte bune, ca răspuns al nostru la iubirea lui Dumnezeu.
Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, care ne dăruiește viață și sănătate, ajutor și înțelepciune. În concluzie, Evanghelia de astăzi ne arată cum un orb din naștere a devenit văzător și mărturisitor credincios al lui Hristos, iar unii dintre cărturarii farisei care vedeau trupește au rămas în orbirea lor spirituală, refuzând să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Vedem cât de mare este iubirea lui Dumnezeu și cât de mare este lucrarea Harului Lui în oameni. De aceea, cu orbul vindecat, mărturisim și noi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Și luminați de Harul lui Iisus, ne închinăm Lui spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea noastră. Amin.